Sfinții mărturisitori ardeleni. Sfinții mărturisitori ardeleni sunt prăznuiți pe 21 octombrie. Aceștia sunt Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara și Oprea Miclăuș, canonizați în 1955, și preoții Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, canonizați în 1992. Aceștia au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice. Visarion Sarai s-a născut în anul 1714 și a primit la botez numele Nicolae. S-a călugărit în 1738 la Mănăstirea Sfântul Sava. În 1742 ajunge la Mănăstirea Pacra din Slovenia, iar în ianuarie 1744 vine în Transilvania și începe lupta pentru apărarea ortodoxiei. Este arestat pe 26 aprilie 1744 de autoritățile imperiale și supus unui interogatoriu cu 44 de întrebări. A fost trimis la închisoarea din Deva, apoi la cele din Timișoara, Osijek și Raab, iar în cele din urmă la celebra închisoare Kufstein din Munții Tirolului din Austria, unde a murit ca martir. Sofronie de la Cioara a fost preot de mir, iar după ce a rămas văduv, s-a călugărit la Mănăstirea Cozia. A condus răscoala populară împotriva autorităților habsburgice și a Episcopiei Unite de la Blaj, care patrona acțiunea de dezbinare a Bisericii Ortodoxe Românești. În august 1760, Sofronie a convocat un sinod în care cerea episcop ortodox restituirea bisericilor, eliberarea celor închiși și respectarea libertății religioase. A murit la o dată pe care nu o cunoaștem, fie la mănăstirea Vierosii, fie la mănăstirea Robaia. Nicolae Oprea Miclăuș, originar din Săliștea Sibiului, a mers de 3 ori la Viena pentru a prezenta plângerile românilor în 1748, 1749 și 1752. În memoriile prezentate, aceștia cereau libertatea credinței ortodoxe și episcop ortodox. A fost arestat în anul 1752 la Viena și dus în închisoarea de la Kufstein, unde a și murit ca mărturisitor pentru ortodoxie. Ioan din Galeș a înmânat lui Oprea Miclăuș un memoriu pe care să-l adreseze curții din Viena și s-a aflat în fruntea mișcării de apărare a ortodoxiei la Sibiu. A cutreierat mai multe sate și a strâns semnături prin care credincioșii ardeleni cereau să li se acorde libertate pentru credința ortodoxă. Din ordinul Mariei Tereza, ajunge în închisoarea de la Deva, apoi la Graz și în final la Kufstein. Preotul Ioan a murit după anul 1780, de când datează ultima știre despre el. Moise Măcinic, pentru că a luptat împotriva uniației, a fost închis la Sibiu timp de 17 luni. La eliberare i s-a cerut să nu mai slujească, ci să se întrețină din munca brațelor. S-a refugiat în Banat, unde s-a întâlnit cu Oprea Miclăuș. L-a însoțit pe acesta în călătoriile sale la Viena și a fost arestat împreună cu Miclăuș. A murit în închisoarea de la Kufstein.